dai și vedem că este un episod. Astăzi o să vă arăt cel mai bun calculator confecționat de mine. Deci, de gaming, nu de jocuri. Deci. Și am văzut dacă sunt compatibile și eu. Deci, un cooler. Așa. De așa. Memorie HyperX. Black 8 GB de 4233. Mă rog, vedeți, eu nu mă vă prezint așa. Și asta o să mi-l cumpăr eu. Și cât costă? Bă, eu am 3000 de lei acum. Ăsta costă 2800. Uite. Vezi, costă 2800. Adică, uite. Deci, vedeți, nu vă pot. Da, 2800. Calculatorul. Vezi? Sau, dacă tot vă deranjează, vă văd. Deci, uite. Așa. Deci, în partea asta de jos. Uite, scrie 2820. Da, uite, cu tot cu TVA. 2834. Cu câteva puțin bani. Vezi? La ce am construit de aici? Și uitați, statisticile. Deci, la ce am construit eu aici? La banii ăștia este un calculator bun. Și puteți, cu placa aia de bază, puteți să mai updatați. Adică, uite, vă upgradeați. Faceți upgrade. La procesor sau la plăjuină. Deci, uite. Azi 314. Ah, și pe placa asta video nu puteți să o puneți AMD pentru că este doar Intel. Deci, da, pe 1151 are dual channel. Dual channel, 64 de giga de RAM suportă. Uitați-vă, las pe voi. Uite ce bun. Bine, se poate numai 2133 GHz. Se poate și update la BIOS. La BIOS, dar costă 50 de lei, deci. Uitați cum arată carcasa. Asta iau copyright, nu. Ok. Cum tot vă știți, să-i dați like, subscribe și să-i dați like, 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 să-i dați